Votul prin corespondență. Ați depus în Parlament la începutul acestei luni proiectul de lege privind votul prin corespondență. Care credeți dumneavoastră că sunt beneficiile, explicațiile celor care vă privesc? Plec de la următoarea realitate. Peste hotare, în ultimii 8 ani de zile, au plecat aproape 3,5 milioane de cetățeni români. Oameni cu vârste cuprinse între 20 de ani și 45 de ani, asta este marea categorie de cetățeni care au plecat peste hotare, deci oameni activi care ar fi putut produce aici. Sunt cetățeni europeni, beneficiază de aceleași drepturi și obligații ca și orice cetățean al Uniunii Europene, deci ar trebui să privim, să avem o abordare europeană în ceea ce privește această chestiune legată de cetățenii români care pleacă în afară. Se spune greșit tot timpul raportându-se la diaspora. Nu, diaspora românească sunt românii care au plecat din rațiuni politice înainte de 89 peste hotare. Cetățenii români care au plecat pentru un loc de muncă mai bine plătit în ultimii ani în diferite colțuri ale Europei, cei mai mulți în Spania și Italia, trebuie să aibă un mecanism la dispoziție prin care să-și poată exercita mai departe drepturile de care beneficiază, și anume dreptul la vot. Această realitate ne impune să creăm mecanisme noi prin care oamenii să poată vota. Și am venit cu acest proiect de lege încă din 2013, pentru că știam ce se va întâmpla la alegeri, pentru că eu am candidat în 2012 pentru un colegiu de deputat care reprezintă pe românii de peste hotare, în mod special cei mai mulți cei din Basarabia. Și la alegerile din 2012 românii au stat câte 5-6 ore la coadă, o vreme foarte rea, pentru a vota. Știam că același lucru se va întâmpla și la prezidențiale, motiv pentru care am venit cu legea votului prin corespondență. Regret că după 16 noiembrie, când românii au ieșit la vot într-un număr foarte mare și în mod special cei de peste hotare, clasa politică, la nicio lună de zile după alegerile prezidențiale, a respins cu o majoritate covârșitoare în Parlament doar 8 voturi pentru legea votului prin corespondență. Imediat după 9 decembrie am refăcut proiectul de lege, am elaborat un nou proiect de lege privind votul electronic, le-am supus dezbaterii publice timp de 2 luni de zile, am încercat să discut în Comisia de Cod Electoral pe această problematică pe care o prezentau toți liderii politici de priorități, de la președintele Iohannis, de la premierul Ponta. Domnul Iohannis va susține demersul ăsta? Nu s-a discutat nici la această oră modul cum vor vota românii de peste hotare la alegerile parlamentare, prezidențiale sau europarlamentare viitoare, motiv pentru care am depus din nou în Parlament aceste două proiecte de lege, pentru că cred că realitatea ne obligă să ne asumăm și să creăm un cadru nou, modern, prin care cetățenii să poată vota într-un număr cât mai mare. În caz contrar, și la următoarele alegeri, să nu credeți că dacă politicienii ignoră această realitate, nu vom avea aceeași situație umilitoare prin care au trecut românii. Și în mod clar, și atunci, instituțiile statului vor trebui să reacționeze, pentru că acum există deja o anchetă ADN-ului în ceea ce privește votul din diasporă de la ultimele alegeri prezidențiale. Sigur. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Toman, pentru prezență. Și eu vă mulțumesc.